Reacția tehnicianului sucevean vine după ce, conform unor mesaje telefonice, săptămâna trecută 9 jucători ar fi petrecut într-un club, iar a doua zi s-ar fi prezentat Mahmur la antrenament. Faptul a fost negat atunci și de principalul, Ovidiu Murariu. Situația este că circulă fel de fel de zvonuri prin oraș, lumea în frământarea socială care este normal că se leagă și de fotbal, pentru că fotbalul este un fenomen social, dar să știți că la noi la echipă e destul de multă ordine. În cantonamente toate echipele din lume joacă un remi, noi îi lăsăm, este program, noi facem program pe ore, pe minute, să nu creadă cineva că dacă se intră în cantonament e hărmălaie sau ce este acolo. Deci noi avem răspundere în fața unui oraș. Rapid Suceava joacă sâmbătă de la ora 11 pe terenul formației Săgeata Năvodari. Meciul contează pentru etapa a 13-a din Liga a 2-a.